La un an de închisoare a fost condamnată o femeie după ce și-a ascuns simptomele COVID. Aceasta luase mai multe medicamente pentru a-și scădea febra. În schimb, acest lucru nu a durat mult, iar în urma testării rezultatul a ieșit pozitiv. O femeie de 37 de ani a fost condamnată la un an de închisoare după ce a ascuns faptul că este infectată cu COVID-19. Simptomele și le-a ameliorat după administrarea mai multor medicamente. Femeia a fost depistată de către oamenii legii înainte de a se îmbarca la bordul unui avion pentru a ajunge într-un alt stat. Abia când a ajuns peste granițe, femeia a fost testată, rezultatul fiind unul pozitiv. Aproximativ 63 de contacti apropiați au trebuit să intre în carantină. China este statul unde femeia s-a ales cu închisoarea pentru un an. Aici sunt unele dintre cele mai stricte restricții anticoronavirus din lume.